14 corone a cucerit Clujul în vreme ce 9 titluri au poposit în vechea cetate de scaun. Plecând de la aceste date statistice, duelul din sala Horia Demian ar trebui să fie unul în care câștigătoarea să se decidă în ultimele secunde. Doar că de la finele anilor 90, Universitatea Cluj a dispărut ușor-ușor din prim planul divizia, lăsând locul altor formații să lupte pentru șefia în baschetul feminin românesc. Printre acestea se numără și Târgoviștea, orașul care a dominat campionatul în ultimii 10 ani și a cărui echipă este cotată și acum cu prima șansă la cucerirea celor două trofei interne. Nici în actuala stagiune, Universitatea Cluj nu va avea un cuvânt de spus în stabilirea ierarhiei la vârf, pentru că lotul ardelencelor este format din basketbaliste tinere, lipsite de experiență, care nu pot crea mari probleme unei formații dâmbovițene în formă maximă. Dacă până acum antrenorul Florin Nini s-a bazat pe întreg lotul de jucătoare, pentru meciul de la Polele Feleacului au apărut două indisponibilități. Cristina Ciocan și Olena George Runova vor absenta din echipa oaspetelor. Însă și înlocuitoarele lor sunt gata să facă un meci bun la Cluj. Clujul este o echipă tânără, dar nu cred că vom avea probleme. Poate, din câte am înțeles la meciul lor de acasă, mai este o jucătoare cu experiență, dar nu cred că ea va putea face diferența. Noi mergem să, de fapt și de drept, să pregătim meciul cu Timișoara și cu cel cu Târgu Mureș, care urmează peste 2 săptămâni. Avem 2 meciuri mai ușoare și cred că sunt binevenite pentru... Mai ales că e perioada scurtă de... Jucăm din 3 în 3 zile și este bine că totuși sunt 2 meciuri ușoare. Cum de simte acum, doar cu Gubiști? Da, este bine. Este foarte bine. Ești mulțumită de tine în momentul de față? Da. Sunt mulțumită. Poate că sunt momente mai puțin bune, dar trecem peste. Nu. Este bine. Cred că ne-am și închegat ca echipă și asta e un lucru bun.